Hainele cele noi ale împăratului, după Hans Christian Andersen. A fost odată un împărat atât de plin de sine, încât singura lui preocupare era să se îmbrace cu haine elegante. Faima deprinderilor sale rafinate se răspândi dincolo de granițele regatului, așa că doi șarlatani hotărâre să se căpătuiască. Se înfățișară la intrarea în palatul împăratului cu un plan foarte bine meșteșugit. Noi suntem în stare să țesem o stofă atât de fină încât pare invizibilă, se lăudară ei. Dar ea e invizibilă doar pentru cei fără minte. Șeful gărzilor trimise de îndată după șambelan și acesta, la rândul lui, îi dădu de veste înaltului dregător, care dădu fuga la împărat să-l înștiințeze despre această grozăvie. Împăratul, curios din fire, îi primi de îndată pe cei doi pungași și le dădu un sac cu bani de aur și un război de țesut ca să treacă la treabă. După câteva zile, îl chemă pe bătrânul lui sfetnic. Du-te și vezi cum înaintează țesutul stofei, îi porunci, și vino să-mi dai de știre. Sfetnicul fu primit curtenitor de cei doi șarlatani. Iată, excelență, admirați culorile, pipăiți, ce finețe! Bătrânul a plecat peste război, se străduia să vadă prin monoclu stofa inexistentă. Știa că, dacă ar fi spus adevărul, ar fi fost luat drept un nătărău. Ce stofă minunată, spuse el în cele din urmă. Cei doi șarlatani își frecau mâinile de fericire. Aproape reușiseră, așa că se duseră la împărat ca să-i dea să probeze veșmântul cel nou. Apropiați-vă, porunci împăratul. Iată, măria ta, admirați veșmântul croit din cea mai frumoasă stofă din lume, spuseră cei doi, aplicându-se și prefăcându-se că poartă pe brațe o haină. Împăratul, care nu vedea niciun fel de haină, a avut desigur un moment de panică. Apoi se înveseli brusc. Nimeni nu putea ști că el nu vedea stofa. Nu bănuia bietul de el că toți cei ce îl înconjurau, crezând că sunt singurii care nu vedeau veșmântul, se comportau exact la fel, așa că păcăleala merse înainte. Măria ta, acum trebuie să vă dați jos hainele și să le îmbrăcați pe cele noi, continuară cei doi șarlatani, întinzându-i o oglindă în care să se admire. În realitate, împăratul se rușina să arate gol în fața atâtor oameni, dar cum niciunul dintre cei prezenți nu părea să-și dea seama de acest lucru, se simți ușurat. Măria ta, spuse atunci sfetnicul, poporul arde nerăbdare să vă vadă cu veșmântul cel nou. Împăratul a avut o clipă de șovăială, dar își alungă iute gândurile sâcâitoare. Bine, spuse el, voi acorda poporului acest privilegiu. Și porunci să se pregătească cortegiul regal. În piața principală, oamenii se îmbulziră să vadă mai bine, dar pe măsură ce împăratul trecea prin mulțime, nu știau cum să-și ascundă mai bine dezamăgirea, pentru că nu vedeau veșmântul. La un moment dat, un copil cu mintea nevinovată strigă către ceilalți. Ați văzut? Împăratul e gol, n-are nimic pe el. Vorbele copilului se răspândiră pe deasupra capetelor și străbătură mulțimea cu repeziciune. Împăratul e gol, copilul spune adevărul. Împăratul înțelese în sfârșit
că poporul avea dreptate, dar preferă să ducă până la capăt parada, lăsând lumea să creadă că toți cei care strigau erau niște neghiobi. Rămase Țanțoș în picioare în caleașcă, în timp ce pajul îi ținea în spate trena inexistentă.